Se lucrează românește, spuneam în urmă cu 3 săptămâni, sugerând faptul că lucrările se desfășoară haotic. De fapt, adevărul este că nu se lucrează, fiindcă în toate zonele pe care le-am prezentat atunci, dar și în altele, gropile din asfalt au rămas așa cum erau. În multe cazuri a fost turnat un strat de beton, dar ulterior lucrările nu au fost finalizate, astfel încât carosabilul să fie reparat complet. Șoferii din Giurgiu numără în continuare săptămânile care trec până când gropile vor fi astupate, vorbind despre multe gropi de pe străzile din municipiul Giurgiu. În urmă cu aproape o lună, semnalam faptul că există astfel de gropi și ele nu sunt puține. Aici este un lucru bun prin faptul că ele sunt măcar semnalizate, dar tot de atunci, de o lună de zile, au rămas tot așa semnalizate. Nimeni nu s-a ocupat să vină să le astupe, adică să toarne stratul de uzură și să le aducă la nivelul carosabilului. La vremea când difuzam materialul cu denumirea Se lucrează românește, arătam că așa chiar se lucrează. Astăzi se sapă groapa sau apare o groapă, mâine, poimine sau peste o săptămână este semnalizată, rămâne așa timp de săptămâni bune, poate chiar și mai bine de o lună și nimeni totuși nu vine să le astupe. Dacă pe unele străzi gropile reparate doar pe jumătate sunt semnalizate, în alte locuri nici măcar nu au fost instalate panouri care să îi atenționeze pe șoferi. Așa cum concluzionam și data trecută, conducătorii auto strâng din dinți și așteaptă numărând săptămânile care trec fără ca cineva să ia vreo măsură, adică să toarne un strat subțire de asfalt.